Au loc discuții intense și se fac calcule pentru alegerile din acest an. În interiorul PNL este discutat scenariul alegerilor prezidențiale anticipate. Asta în timp ce un alt scenariu al plecării președintelui Claus Iohannis ar putea da peste cap întregul calendar. Vasile Marcu e în direct cu noi și ne explică mai multe. Bună dimineața! Bun găsit, este vorba despre scenarii care sunt discutate de ceva timp în interiorul Partidului Național Liberal și care, da, nu exclud posibilitatea și chiar iau un calcul alegeri prezidențiale anticipate. Însă, scenariul 1 presupune plecare de la luna mai, atunci când președintele Consiliului European Charles Michel demisionează pentru a participa la alegerile europene din 6-9 iunie. Deja a declarat acest lucru că își dorește să participe. În acest scenariu, atunci președintele României are are loc o ședință a Consiliului European și președintele României este desemnat președinte interimar al Consiliului European, iar Nicolae Ciucă, al doilea om în stat, președinte al Senatului, devine, devine președinte interimar în România și cere organizarea de alegeri anticipate, ținând cont de ce spune Constituția României, care spune că în trei luni de la demisia președintelui trebuie organizate alegeri pentru alegerea unui nou președinte al țării. Acesta ar fi primul scenariu și uh, care este luat în calcul de liberali, însă uh, cel mai probabil la care țin foarte mult liberali este acesta, care presupune alegerile prezidențiale să aibă loc în uh, luna septembrie. La sfârșit de luna septembrie uh, să fie comasate cu, cu alegerile locale și asta ar presupune uh, să fie o înțelegere și între PSD și PNL pentru acest calendar cu, alegerii, uh, cu alegeri prezidențiale pe 20. 9 septembrie, primul tur al alegerilor prezidențiale. Asta ar însemna că președintele României, Claus Iohannis, este desemnat președinte interimar al Consiliului European, dar nu mai demisionează în luna mai, ci în luna iunie, astfel încât să se poată împlini acest calendar cu 29 septembrie, să aibă loc primul tur al alegerilor prezidențiale. Iar cea a treia variantă în momentul de față este cea pe care o susțin socialdemocrații și care ar presupune ca alegerile să aibă loc la termen, însemnând 9 iunie alegeri europarlamentare, iar pe 6-9 iunie spuneam alegeri europene, 29 septembrie alegeri locale, fără să fie comasate cu cele prezidențiale, așa cum doresc liberalii, iar pe 13 octombrie să aibă loc alegeri prezidențiale. Ăsta este scenariul cel mai puțin probabil în momentul de față, pentru că sunt surse în interiorul Partidului Național Liberal care susțin că discuțiile între PSD și PNL privind comasarea alegerilor prezidențiale cu cele locale sunt destul de amasate și până la sfârșitul acestei luni, cel mai târziu, început de 1 februarie, va fi făcut anunțul că alegerile locale pot fi comasate cu cele prezidențiale. Însă, repet, în momentul de față sunt discuții atât în interiorul Partidului Național Liberal, dar și în interiorul coaliției de guvernare pe acest scenariu al alegerilor prezidențiale în 29 septembrie, dar care presupune, repet, ca președintele României, Claus Iohannis, să preia, fie și interimar, o perioadă de câteva luni, președinția Consiliului European.